Ne-am reîntors în platou, dragii mei, vă uitați la Alături de Tine, iar eu sunt Alina Ilioi. Vă readuc aminte că puteți să ne urmăriți intrând pe YouTube A7 TV, să lăsați comentariile voastre acolo în live și de asemenea, bineînțeles, puteți să deschideți și televizorul. Suntem pe toate rețelele de cablu din România. Dacă doriți să ne transmiteți și părerea voastră, de asemenea, puteți să ne scrieți și la numărul de telefon 0733 004 455, număr de telefon pe care îl regăsiți scris în burtiera cea mică, acolo în permanență. Continuăm ediția noastră de la Alături de Tine, discutând într-un alt mod față de cum am început ediția noastră la Alături de Tine, și anume, dacă tot zicea și avocatul nostru Anca Elena Bălășoiu că este important ce se întâmplă în viața unui copil, o să discutăm despre cum poate un copil să devină fotbalist dacă își dorește acest lucru, dar înainte de toate vreau să aflu și eu cum este viața de fotbalist, ce sacrificii trebuie făcute, care sunt provocările și multe altele, alături de invitatul meu, Ovidiu Herea. Bună seara, Ovidiu! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, iată, ești în platou Alături de Tine pentru prima oară. Îți mărturisesc așa în direct, de fapt în emisiune, că nefiind rapidistă neapărat, știu câte ceva despre tine, dar nu enorm de multe, eu fiind stelistă la bază, așa că am să te rog pe tine să ne spui câte ceva despre ce ai dorit tu să cunoască telespectatorii noștri din viața ta de fotbalist, dar și de antrenor. Majoritatea iubitorilor de fotbal așa știu că am activat aproape 7 ani la Rapid București. Am jucat și în Elveția, am fost și în Grecia, am crescut la FC Național, am jucat și la echipa națională. După 30 de ani am schimbat așa un pic echipele și recent m-am retras din activitatea de sportiv, de fotbalist. Te-ai retras, dar nu chiar de tot, pentru că te-ai gândit să transmiți mai departe talentul tău și faptul că atâția ani, iată, ai putut să-ți vezi și tu visul împlinit. Te-ai gândit să transmiți acest lucru și copiilor care își doresc să devină fotbaliști? Într-adevăr, am zis că experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor și am avut și norocul să lucrez cu niște antrenori extraordinari, poate cei mai buni din România la ora actuală, m-a ajutat și am zis să împărtășesc așa și copiilor din experiența pe care am acumulat-o. Până acum ne-a ieșit acest lucru, am avut succes, am deschis o școală de fotbal de 8 luni de zile și nu ne așteptam să avem atât de mulți copii cum avem până în ziua de astăzi. Câți copii aveți? Avem în jur de 90 de copii, ne-am mișcat destul de bine. Sperăm în continuare să vină cât mai mulți copii, încercăm să ne dezvoltăm și pe partea asta de infrastructură. Sperăm să reușim. Până acum tot ce ne-am propus, toate planurile pe care le-am avut, am reușit să le ducem la bun sfârșit. Uitându-te la acești micuți cum încearcă să joace și ei fotbal și unii dintre ei reușesc în timp după ce îi ajutați voi la antrenamente, ți-aduce aminte de vremea când erai tu copil și la fel te jucai cu mingea? Nu știu de la ce vârstă ai început să joci fotbal. Eu am început de la vârsta de 10 ani să joc, dar atunci când am ajuns la prima mea echipă eram deja acomodat sau eram deja învățat cu ABC-ul fotbalului, pentru că jucam foarte mult prin spatele blocului, prin curtea școlii, iar lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. În ziua de astăzi, având în vedere că au dispărut aceste locuri de joacă, copiii nu prea mai au locuri unde să joace fotbal, de aceea se și fac înscrierile la școlile particulare de fotbal de la vârste cât mai mici. Avem copii și de 4 ani. Iată, așadar, într-adevăr, lor le-a fost răpită această bucurie, că era o fericire să te strige mama să nu vrei să intri în casă. Da, din punctul meu de vedere este o greșeală. Trebuie să lași copilului cât mai mult spațiu de a se juca, în primul rând, cu mingea sau indiferent de ce sport vrea să facă. Important este să fie un copil activ, să facă cât mai mult sport, pentru că vedem, am și eu 2 băieți și mă uit la ei, petrec foarte mult timp în casă, pe telefoane, pe calculatoare, pe PlayStation, și atunci, din punctul meu de vedere, ar trebui să le oferim cât mai multe condiții pentru copii, ca să iasă să-și consume energia pe care o au în afară. Da, pentru că mă gândesc, chiar dacă poate că nu vor deveni ei fotbaliști mari la un moment dat, dar întreaga activitate de acolo, disciplina, faptul că fac parte dintr-o echipă, îi ajută și în viața de zi cu zi.
Da, în primul rând este foarte important să faci sport. Acum nu toți vor ajunge să facă fotbal sau orice alt sport de performanță, dar e foarte important ca cel mic să se dezvolte armonios, să învețe să trăiască în societate, socializează foarte mult la noi la Academie și fac prieteni noi, iar lucrul ăsta este foarte important din punctul meu de vedere. Am avut copii care, și avem în continuare, care nu sunt înscriși la școală, fac școală de acasă, iar de când au venit la noi la Academie, socializând cu ceilalți copii, am avut un feedback din partea părinților foarte, foarte ok. De asta încurajăm pe cei mici să vină în colectivitate, să-și facă noi prieteni, să comunice foarte mult și, cum am zis și mai devreme, sportul îi ajută foarte mult în dezvoltarea lor. O să revenim curând și la Academie și la subiectul copiilor, să vedem ce beneficii avem, care sunt provocările și toate cele. Însă, până atunci, ne reîntoarcem la tine, când erai copil și ai început să joci fotbal. Ți-ai dorit de atunci să fii fotbalist și să devii cunoscut? Da, eu m-am apucat cu gândul de a ajunge fotbalist. Normal că îmi doream acest lucru, cu toate că copiii, când sunt mici și sunt în colectiv, sunt destul de răuți așa, pentru că am avut din partea celorlalți colegi, să spun așa, vorbe în care încercau să mă demoralizeze, dar e foarte greu să ajungi fotbalist, că nu ajungem noi, că chestii de-astea. Dar am crezut în visul meu, am muncit și până la urmă mi l-am îndeplinit. De asta și încurajez copiii care vin la Academie să creadă în visul pe care l-au, să muncească cât mai mult, pentru că în viață niciodată nu știi ce îți rezervă viitorul. Iar important este să crezi și să-ți urmezi visul. Pentru că ești aici și rare ori noi discutăm despre sport sau despre fotbal, mai ales am mai discutat despre sport din alte puncte de vedere. Însă, pentru că ești aici, aș vrea să discutăm și despre această etichetă de fotbalist, cu care cred că nu știu dacă te-ai confruntat sau dacă ți-ai pus întrebarea de ce și cum. A existat până acum această etichetă, că ești fotbalist, nu știi decât să dai un șut la minge și cam atât. Cum ți s-a părut această etichetă care li se pune fotbaliștilor? Da, bine, din punctul meu de vedere este greșit să pui etichetă unui om până nu-l cunoști sau până nu ajungi să discuți cu el. Mi-a fost și mie pus această etichetă, dar după ce am întâlnit persoanele respective care vorbeau la adresa mea destul de rău, și-au schimbat această impresie. Și eu, la rândul meu, la fel, pentru că din afară ai cu totul și cu totul altă impresie despre acea persoană. Important este să cunoști persoana de lângă tine sau persoana respectivă și cu siguranță îți vei schimba părerea. Dar sunt în lumea fotbalului și în lumea sportului și astfel de persoane, că nu degeaba ni se pun astfel de etichete. Dar important este să cunoști omul și după aia să-i pui etichete. Deși este grea totuși viața de fotbalist, antrenamentele voastre, cantonamentele voastre, totul se petrece cu o rigurozitate acolo, există disciplină, nu mănânci cam ce vrei, când vrei, cum vrei și petreci timp când vrei, te duci unde vrei, totul e foarte bine stabilit acolo. Da, de obicei lumea vede doar partea frumoasă a lucrurilor, doar ce satisfacțiile pe care le ai după ce ajungi fotbalist, dar în spate este o muncă titanică, foarte multe ore de antrenament. Într-adevăr, trebuie să ai un regim echilibrat pentru a putea susține efortul pe care îl faci în fiecare zi. Plus că sunt ore pierdute sau luate din copilăria pe care ceilalți copii o au. Se duc în parc, se duc la distracție. Tu, dacă vrei să ajungi fotbalist, trebuie să treci. Le-am și spus și părinților, pentru că e foarte important când lucrez cu cei mici, să comunici și cu părinții. Și le-am spus, fotbalul, din punctul meu de vedere, este un stil de viață. Atâta timp cât vrei să faci fotbal de performanță, trebuie să te trezești și să te culci cu acest gând. Și trebuie să începi ziua cu gândul ăsta și să trăiești pentru a juca fotbal. Și aici, exact cum am vorbit, este vorba de alimentație, de odihnă, de antrenamentele pe care le faci. Nu este suficient doar o oră pe zi cum vin cei mici. Este multă muncă în spate, dar eu cred că vor înțelege. Încă sunt mici și sunt în perioada de acomodare, să spun așa, dar într-adevăr sunt sacrificii multe pe care trebuie să le faci ca să ajungi sportiv de performanță, nu neapărat fotbalist, orice sportiv.
Dacă am stat să calculăm, cred că e aproape ca un job pe care îl are cineva, pentru că aveți antrenamente, pauză, iar antrenamente. Cam așa arată viața de fotbalist. Într-adevăr, este un job până la urmă. Dar acum, dacă ne raportăm la cei mici, programul este mult mai lejer. Dacă ne raportăm la jucătorii profesioniști, sunt și două antrenamente pe zi, pe lângă cele două antrenamente pe care le ai, trebuie să faci și suplimentar. Este foarte importantă refacerea pe care de multe ori trebuie să o faci singur pentru a putea fi apt din punct de vedere fizic pentru următoarele antrenamente. E multă muncă în spate și e foarte grea. De-aia foarte mulți copii, când ajung la vârsta de a trece la seniori, renunță, pentru că acolo este cu totul și cu totul altceva. Este mult mai mult de muncă, trebuie să investești banii pe care îi câștigi în tine, pentru că ai nevoie de cele mai bune condiții, de cea mai bună hrană, de cel mai bun echipament, iar lucrul ăsta trebuie să le faci pe cont propriu până ajungi la nivelul pe care ți-l dorești. Tu când ai observat această diferență dintre a fi fotbalist amator și a fi fotbalist profesionist, ți-ai pus vreodată întrebarea ce fac aici și de ce am ales acest lucru? Da, am trecut de multe ori prin momente destul de grele și prin dezamăgiri, dar norocul meu a fost că sunt o fire ambițioasă și nu am cedat la acele răutăți sau acele greutăți pe care le-am întâmpinat în cariera mea. Da, sunt momente, sunt momente când într-adevăr simțeam că nu se mai termină acea perioadă, dar exact cum am zis și mai devreme, important este să crezi în tine și în visul pe care vrei să-l urmezi. Cu siguranță sunt perioade și perioade, nu cred că este vreun fotbalist care să fi trecut de când s-a apucat de fotbal până la sfârșit să fie totul doar pe plan ascendent. Cred că sunt și perioade când cobori, când perioade când urci, dar important este să fii tare din punctul ăsta de vedere. Ce simți în momentul în care ești pe teren și ești aplaudat și poate o săptămână mai târziu ești pe teren și ești uitat? Da, am trecut prin astfel de momente la Rapid. Într-adevăr, la început a fost destul de greu, pentru că la mine a fost o întreagă nebunie cu transferul. Când am plecat de la FC Național, a fost o luptă între Rapid și Steaua. Până la urmă a fost o neînțelegere. Am ajuns prin impresari în echipamentul Rapidului la Steaua, iar debutul meu la Rapid a fost unul, să spun așa, urât. Unul la care cred că niciun jucător nu și-l dorește, pentru că am fost huiduit de la început. Dar ușor, ușor, prin evoluțiile pe care le-am avut, am început să fiu destul de iubit în Giulești și aplaudat. Iar momentele alea au fost cele mai frumoase din cariera mea, pentru că am și spus că în Giulești am trăit cele mai frumoase momente din cariera mea, pentru că publicul giuleștean este unul foarte iubitor, dar în același timp este și acel public care, dacă nu ești pe placul lor, te fac să scamiei bagajul și să pleci. Păi la asta mă gândesc de multe ori, pentru că iată, să presupunem că aș urca eu pe o scenă, da, și prezint ceva și vorbesc ceva. E alt sentiment când te aplaudă toată lumea și te întorci cu drag din nou pe scenă, dar nu mi-aș putea imagina ce sentiment aș trăi să fiu pe scenă, să vorbesc despre ceva anume și să încep să fiu huiduită. Și pleacă, du-te de aici. Eu nu știu ce sentimente aș trăi și nu știu cum aș mai reveni din nou pe scenă. Și în momentul ăsta în care discut cu tine, m-am gândit că, de fapt, tu asta ai trăit. Că e cam similar, fiind pe un teren, dar toți sunt oameni acolo, da, care te-au huiduit. Cum te-ai reîntors? Ce ți-ai zis atunci? Cum ai revenit pe teren? Că nu e atât de ușor să te huiduie lumea, să-ți spună pleacă de cel aici, ce ai venit. Cel mai ușor în momentul ăla e să renunți. Cel mai ușor e să arunci echipamentul și să pleci acasă. Dar reîntorcându-ne la ce vorbeam mai devreme, sunt ani mulți de muncă în spate și până la urmă trebuie să te reîntorci acolo unde poate nu ești iubit și să-ți faci și datoria. Este un job. Când ajungi la nivelul ăla, trebuie să te prezinți. Nu mai ai voie să lipsești de la meciuri, să lipsești de la antrenamente.
că trebuie să fii permanență prezent acolo. Atât timp cât ai contract, trebuie să fii acolo indiferent de reacția suporterilor. Dar, exact cum am spus, important este să treci peste astfel de momente, cu toții cred că le trăim la un moment dat, dar diferența cred că aici se face între jucătorul care cedează în astfel de momente și cel care are mentalitate de învingător și merge mai departe. Eu te întreb toate acestea, Ovidiu, pentru că ne adresăm, bineînțeles, și tinerilor și copiilor care își doresc să meargă pe acest drum. Și pentru că există, după cum am zis, anumite mituri, există anumite stereotipuri de această, legate de această profesie de fotbalist, m-am gândit să întreb câte puțin așa din fiecare mit și stereotip și să deschidem puțin ușa în viața de fotbalist, să vedem care sunt provocările, când e ușor, când este greu, la ce se înhamă cineva când își dorește sau când spune vreau să devin fotbalist. Că nu e vorba doar despre a juca, despre succes, faimă și bani. E vorba despre totuși o viață de disciplină, o viață dificilă, după cum ai spus și tu, când ai un contract, nu contează că-i ploaie, că-i furtună, că te-a huiduit cineva, că, Doamne ferește, ți-a murit cineva drag, nu contează lucrurile alea, tu trebuie să fii acolo. Da, într-adevăr. Dar până la urmă, în orice domeniu, este foarte multă muncă în spate. Nu cred că poți să ajungi la un anumit nivel, la nivelul pe care ți-l dorești fără muncă. Nu știu dacă există astfel de cazuri. Și aici cred că este valabil, exact cum am spus, în orice domeniu. Dar, într-adevăr, când ajungi să ai un contract pe care trebuie să-l respecti, indiferent de problemele pe care le ai acasă sau de momentele prin care treci, trebuie să-l respecti. Într-adevăr, exact cum am spus, multă lume vede doar partea frumoasă a lucrurilor în cariera unui fotbalist. Toți vorbesc doar de faima pe care o au, de banii pe care îi câștigă, dar sunt exact cum am spus și aici, foarte multe momente grele și momentele astea încep de la vârsta în care te apuci de fotbal. De asta zic că un copil sau un părinte când aduce un copil trebuie să știe la ce se înhamă dacă vor să facă performanță. Și e greu și pentru părinte, nu doar pentru copil. Pentru părinte, în perioada în care copilul depinde de părinte, este cel mai greu pentru părinte, pentru că știm cu toții că și ei au poate un serviciu care nu le permite întotdeauna să aducă copilul la ora stabilită de noi sau de alte școli de fotbal, dar trebuie să-ți faci timp pentru copilul tău, trebuie să găsești timpul necesar pentru a-i oferi ce-și dorește. Care a fost punctul sau momentul culminant al carierei tale, dacă tot ne uităm în spate? Am avut multe momente, așa să spun, de cum, până și când eram mic și când am ajuns la nivel de seniori. Cariera unui sportiv depinde de foarte mulți factori. În primul rând, ai nevoie și de această, nu știu să spun, șansă, pentru că trebuie să fii, în primul rând, bine din punct de vedere fizic, să fii ferit de accidentări. Fiind un sport de contact, am văzut cu toții că intervin accidentări, intervin momente grele pentru copii și pentru fotbaliști, dar exact cum am spus, trebuie să treci peste aceste momente. Trebuie să știm cu toții că orice meserie are și părțile astea mai puțin bune, dar atunci când te apuci de acest lucru, trebuie să le iei în considerare pe toate. De ce o școală de fotbal? De ce în momentul în care ai decis să te retragi, ți-ai zis, iată, aș vrea să fiu antrenor și să deschid o academie, școală de fotbal? O aveam de mult în plan. Era, să spun așa, un plan de-al meu după ce mă voi lăsa de fotbal. Dar s-a evit această oportunitate imediat după ce am plecat de la Metalul Globus și n-am mai ezitat. Imediat am început să alerg după acte, după teren. Am reușit să rezolv foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt. Și până la urmă este domeniul la care mă pricep cel mai bine și îmi doream foarte mult să rămân în acest domeniu. Am început și școala de antrenori, sunt în curs de a obține licența A.
Îmi doresc pe viitor, într-adevăr, să antrenez și o echipă de senior, dar nu aș vrea nici să neglijez această academie, pentru că este făcută cu suflet. Suntem implicați și eu și fratele meu în acest proiect, plus câțiva prieteni de nădejde, să spun așa, pentru că au fost mereu de când am deschis academia lângă mine. Și, în primul rând, aș vrea să împărtășesc, exact cum am spus la începutul emisiunii, din experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor. Cred că fotbalul în România și mai ales la nivel de copii și juniori are nevoie de persoane care au jucat, de foști fotbaliști care au jucat la un nivel foarte bun. Pentru că în felul ăsta și copiii pot crește într-un mediu bun și pot fura așa din secretele fotbaliștilor. Da, pentru că mereu practic a bătut teoria. Da. Și este foarte important că atunci când le explici copiilor să le și arăți. Ei percep mult mai bine din punct de vedere vizual atunci când le arăți. Ok, este importantă și teoria, dar din punctul meu de vedere, la nivelul lor, e foarte important să le arăți. Cât de ușor este să lucrezi cu atâția copii? Ușor. La început nu este nimic ușor, dar exact cum ai spus, este important disciplina în sport. Este foarte greu să-i disciplinezi pe cei mici, pentru că sunt distrași de tot felul de lucruri în timpul antrenamentului, dar ușor, ușor au început și ei să înțeleagă că venim acolo. La început, într-adevăr, este o joacă, dar ușor, ușor au început să perceapă lucrurile altfel și s-au disciplinat. Acum ne este mult mai ușor să lucrăm cu ei, dar atunci când am deschis academia, venind toți copii odată și ne înțelegând ce vrem noi să facem acolo, a fost destul de greu, dar ne-am cedat și acum suntem pe drumul cel bun. Lucrăm destul de ușor cu ei. Cât de ușor sau de greu este să lucrezi alături de fratele tău, pentru că lucrați împreună? Ne înțelegem foarte bine, cu toate că în teren am avut și noi micile noastre dispute, chiar dacă am fost coechipieri. Dar așa e la fotbal. Până la urmă, când intri în teren, îți dorești să câștigi fiecare meci și poate lucrurile nu mergeau de fiecare dată așa cum ne doream. Aici, în cadrul academiei, este mult mai ușor, pentru că știm exact ce avem de făcut cu copiii, lucrăm cu ei cu drag și suntem, din punct de vedere al pregătirii, destul de bine. Nu ne surprinde nimic în momentul ăsta. Poate pe viitor, crescând pretențiile academiei și venind cât mai mulți copii, poate o să ne lovim de lucruri pe care nu ne așteptăm în momentul de față, dar cu siguranță vom găsi soluții și le vom rezolva și pe acele. Ai putea să spui că există copii cu talent nativ la fotbal, pe care îi vezi de la primul antrenament și zici, ăsta are piciorul bun? Da, sunt copii, într-adevăr, sunt copii care vin și sunt nativ, prind foarte repede informația pe care le oferim, dar din punctul meu de vedere nu trebuie să pui etichetă unui copil, pentru că orice copil la o vârstă fragedă poate învăța, au nevoie de a lucra cu ei din punct de vedere al coordonării, pentru că este foarte importantă în sport. Și cu siguranță, făcând lucrurile astea așa cum trebuie, și cei care nu sunt nativi pot ajunge la un nivel foarte bun. În fotbal este foarte importantă și munca. Iată, aș vrea să urmărim și un material, să aflăm și părerea românilor, dacă tot discutăm despre sport și despre fotbal, și mai apoi să revenim în platou. În zilele noastre, din ce în ce mai mulți copii sunt afectați de obezitate. Iar acest lucru se întâmplă din cauza lipsei de exercițiu fizic, dar și din cauza unei alimentații extrem de proaste. Mai mult decât atât, a fost perioada pandemiei în care copiii n-au ieșit din casă și și-au cam format un obicei din treaba asta. Și nu doar ei, și părinții. E mai ușor să stai în casă la răcoare, e mai ușor să poți să stai pe device-uri decât să ieși în parc, să transpiri, să depui efort, poate mai puțin să și faci un sport de performanță. De aceea, eu cred că ar trebui să facem un sport național, o temă pentru acasă, atât pentru părinți, cât și pentru copii. Ieșitul în parc măcar, poate nu mai mult, dar măcar o dată pe zi, o dată la două zile. Părinți, copii, ieșiți cu toți în parc,
că aveți doar de câștigat. Sportul înseamnă sănătate. Dacă nu faci mișcare, arată mai bine și e sănătos. Pentru dezvoltarea, în primul rând, oaselor. Pentru că băiețelul meu are probleme din cauza că nu prea face mișcare. Și foarte importantă notul. Sportul este foarte important, însă niciodată nu trebuie să se exagereze. Spre exemplu, în anumite sporturi de performanță, precum basketul, articulațiile pot să sufere daune, care ulterior în viață pot să cauzeze dureri chiar și la 30 de ani. Am întâlnit și pacienți cu asemenea patologii. Deci, da, sportul este foarte important, însă să nu se exagereze. Jocul de fotbal, la fel ca alte sporturi, oferă diverse beneficii de sănătate pentru un copil. Este un joc exigent din punct de vedere fizic, care oferă jucătorilor o oportunitate de a-și îmbunătăți viteza, agilitatea, rezistența, coordonarea mâinilor, ochilor și rezistența cardiovasculară generală. În plus, față de rezistența fizică, este nevoie de o minte grozavă pentru a juca fotbal, indiferent dacă se luptă printr-un prejudiciu minor sau de a depăși adversitatea după atac sau o greșeală, copiii dezvoltă adesea rezistența mentală pe care nu o pot descoperi niciodată altfel. Am revenit în platou, dragilor. Iată, așadar, am aflat și despre beneficiile sportului, dar și despre cum poate să ajute fotbalul un copil. Și chiar cred că sunt mulți părinți care vin la tine, Ovidiu, să te întrebe. Dar ce trebuie să îi fac copilului meu de mâncare? Cu ce trebuie să-l hrănesc dacă... Sau ar trebui să vină? Nu știu. Ar trebui noi, părinții care ne ducem copiii la un astfel de sport, să ne îngrijorăm deja de pe acum de alimentația lor? Da, este indicat să fim bine pregătiți din punctul ăsta de vedere, să avem grijă de alimentația copilor, că e posibil să regretăm mai târziu sau să încercăm să reparăm lucrurile greșite făcute acum când sunt mici și o să fie foarte greu atunci. Noi încercăm să le oferim părinților informația necesară pentru a putea pregăti un regim alimentar celui mic cât mai apropiat de regimul unui sportiv de performanță. Avem în cadrul Academiei un băiat care se ocupă de acest lucru și care a făcut, chiar am avut acum câteva luni o ședință de asta, să spun, cu părinții, în care el le-a explicat exact ce trebuie să mănânce copiii, cum trebuie să se odihnească, cum trebuie să se recupereze după un antrenament, că e important și hidratarea, pentru că mai ales în această perioadă, fiind căldurile foarte mari, copilul se deshidratează foarte, foarte ușor și atunci e important să consume foarte multă apă, nu sucuri, nu băuturi acidulate. E important să știm cu toții ce trebuie să oferim copiilor pentru a putea susține efortul pe care îl fac în timpul antrenamentului. Și cu siguranță și reușim, mai ales dacă aceștia iubesc fotbalul. Eu știu că la al meu am reușit, are 2 săptămâni, cred că, de când merge și îi zic în weekend, dacă nu dorm la amiază, nu o să fie un bun fotbalist și se pune să doarmă, știi, foarte liniștit. Zici, da, okay. Sunt copii conștiincioși, chiar avem copii care se duc după antrenament, se odihnesc, sunt interesant de ce ar trebui să mănânce sau ce ar trebui să facă după antrenament, dar sunt și copii care, într-adevăr, nu prea au grijă de alimentația lor, dar discutăm cu ei, încercăm să le oferim toată informația necesară de care au nevoie și câteodată ajungem și la părinții cu discuțiile. Încercăm, exact cum am spus, să convingem și părinții și copiii că trebuie să aibă un regim sănătos și o alimentație foarte, foarte echilibrată. Ai spus că sunt 8 luni de când ai această școală de fotbal, această academie. Unde ai vrea să ajungi cu ea? Pentru că, iată, deja ai 90 de copii înscriși care vin la antrenamente. Totuși, cât mai puteți duce și unde vrei să ajungi cu ea? Ne-am propus să ajungem cât mai sus, pentru că de când am deschis academia asta ne-am dorit. Încercăm acum, avem un plan să luăm și o echipă de seniori pentru a putea să oferim copiilor continuitate, pentru că știm cu toții că
Sunt foarte mulți copii care se pierd atunci la trecerea de la junior la senior, pentru că nu își găsesc echipe. Noi încercăm să facem acest lucru, să le oferim copiilor oportunitatea de a juca și la nivel de senior, dacă nu își găsesc în altă parte echipe bune. Avem un plan să ne facem propria bază, una mult mai mare decât cea unde activăm în momentul de față. Avem un proiect destul de mare, doar că trebuie să o luăm pas cu pas. Exact cum am spus, până acum ne-au ieșit lucrurile, suntem pe drumul cel bun. Tot ce ne-am propus am reușit până în momentul de față, dar avem planuri destul de mărețe, să spun așa. Sper să reușim pe viitor să le îndeplinim. Cât despre copii, vrem să vină un număr cât mai mare, pentru că vom găsi variante, nu ne facem griji din punctul ăsta de vedere. Avem în momentul de față 6 antrenori care se ocupă de ei, toți au lucrat și au jucat la nivel de primele două ligi din România și încă avem așa în așteptare câțiva prieteni de-ai noștri care la fel au jucat la un nivel bun, care vor să se alăture acestui proiect. Acum trebuie să strângem cât mai mulți copii pentru a-i primi și pe ei. Deci mai sunt primiți copii? Da, normal, normal. Nu vrem să ne oprim, nu ne mulțumim cu puțin. Vrem să creștem frumos și să, cum am spus, să oferim copiilor cele mai bune condiții. Există o vârstă minimă și o vârstă maximă? În momentul ăsta, noi cei mai mici copii pe care îi avem în academie au în jur de 4 ani. Am primit și copii de 3 ani și câteva luni, dar cam cel mai mic are în jur de 4 ani, iar cel mai mare 14 ani. În perioada următoare încercăm să, exact cum am spus, să ne ducem cu vârste și mai mari și chiar să ne ocupăm de o echipă de seniori. Sperăm în cel mai scurt timp. Avem câteva discuții, în principiu ne-am înțeles, dar eu până nu văd lucrurile, toate lucrurile puse la punct, nu vreau să anunț acest lucru. Tu ești tată, nu știu, ai băieți, da? Doi băieți, doi da. Băieți să-ți trăiască. Mulțumesc. Îți dorești sau vezi potențial în vreunul dintre ei ca să-ți calce pe urme? Păi unul e foarte mic, cu toate că se joacă cu mingea de la... Are un an și două luni și se joacă cu mingea, pentru că vede la cel mare. Iar cel mare împlinește mâine 8 ani și s-a apucat de fotbal de când am deschis academia. Mm-hmm. Înainte am mai încercat cu el pe la alte cluburi, dar nu mi s-a părut că era foarte atras de acest sport. La un moment dat chiar mi-am pierdut speranța, pentru că l-am dus de câteva ori și mi-a spus că nu îi place. Odată cu deschiderea acestei școli, este în permanență acolo cu noi la antrenamente, se antrenează cu toate grupele, indiferent de vârstă. Și a progresat foarte mult în ultimul timp. Am speranțe că putem să ne bucurăm de el, să ajungă la un nivel bun. Dar exact cum am zis, sunt multe lucruri de care depindem în cariera de fotbalist. Să sperăm că el va avea noroc și va ajunge un fotbalist bun al României. Doamne ajută! Iată, se pare că își dorea să petreacă mai mult timp poate alături de unchiul și de tatălui, de aceea și merge cu pasiune. Da, fiind prins când jucam fotbal cu cantonamente, cu deplasări, plecat mai tot timpul de acasă, da, poate fi și ăsta un motiv. Acum petrece foarte mult timp cu noi pe terenul de antrenament, dar mă bucură faptul că își dorește, chiar dacă noi am mai fost plecați cu diferite treburi din București și din țară. El a fost acolo prezent pe terenul de antrenament, iar lucrul ăsta, exact cum am spus, mă bucură foarte mult. Există ceva mai presus decât fotbalul în viața ta? Adică este pe primul loc fotbalul sau este altceva pe primul loc? În primul rând, familia, din punctul meu de vedere, este cea mai importantă. Copiii, pentru că trebuie să ai grijă de cei apropiați. După aia, da, putem discuta de fotbal, dar în primul rând, familia. Pentru că, iată, ai observat deja valențe și la băiețelul tău legate de fotbal. Acum poți să te întreb și din postura de părinte de copil care învață fotbal.
în momentul în care îți analizezi copilul, cum poți să fii poate și detașat să-ți dai seama dacă e fotbalul pentru el sau e doar un vis al tău pentru copil? Știi că sunt unii care proiectează, au visat ei să fie fotbaliști sau au fost ei și își doresc același lucru și pentru copil și cumva îl forțează să facă acest lucru. Cum poți tu ca părinte să deosebești dorința ta de dorința copilului? Da, este un subiect delicat, așa să spun, pentru că sunt într-adevăr părinții văd în copii sau își văd copiii cei mai buni. Noi suntem acolo să spunem lucrurilor pe nume părinților. Până la urmă, ei sunt cei care iau decizii. Noi, exact cum am spus, încercăm să lucrăm cu toții la fel, pentru că din punctul meu de vedere, fiecare copil are șansa lui. Eu încerc să mă detașez așa un pic de cel mare, pentru că știu că poate câteodată îl văd cu alți ochi, dar încerc să judec lucrurile așa cum trebuie. Și exact cum am spus, eu am și discutat cu el de foarte multe ori și am spus că important pentru el este să facă ce își dorește, dar să facă cu plăcere. De-aia nici nu l-am forțat înainte să facă fotbal, pentru că consider că nu trebuie neapărat să, dacă eu am fost fotbalist și copiii mei să facă fotbal. Pot face cu totul și cu totul altceva, dar exact cum am spus, important este să facă cu plăcere. La fel și ceilalți copii. Dacă își doresc să facă fotbal și vin cu plăcere la antrenament, este un lucru foarte important. Trebuie susținuți până la capăt și oferit exact ce spuneam mai devreme, cele mai bune condiții pentru a putea da tot ce au mai bun la antrenamente. Dacă ei nu-și doresc și părinții își doresc mai mult decât copiii, cred că e pierdere de timp din punctul meu de vedere, pentru că oricum vor ajunge la vârsta maturității, vor ajunge să ia deciziile singuri și atunci cu siguranță vor pune capăt acestui capitol din viața lor. De-aia trebuie lăsați să decidă singuri, chiar dacă sunt mici. Există copii care nu se pricep deloc și cărora le-ați spus că nu prea ar mai... Nu copiilor, bineînțeles, în mod direct, dar părinților le-ați dat de înțeles că își pierd timpul cumva și că dă cu dreptul în stângul? Nu, pentru că noi am discutat de foarte puțin timp și exact cum am spus, fiecare copil are șansa lui un fotbal. Deci, fiind foarte mici, au timp să crească, au timp să evolueze. Cu siguranță vom face o analiză după o anumită perioadă în care vom vedea dacă copilul a crescut sau a evoluat din punct de vedere tehnic, din punct de vedere fizic, iar atunci vom spune părinților dacă sunt făcuți sau nu pentru sport. Dar până în momentul de față nu am avut această discuție, că a fost timpul foarte scurt. Noi am văzut în cei mici progres și ăsta este lucru care ne bucură cel mai mult. Deci trebuie acordat totuși și timp copiilor ca să își dea și ei seama dacă le place, dacă nu. Și voi, antrenorii, trebuie să aveți timp ca să-i analizați mai bine, să-i vedeți în diferite ipostaze. Da, cel mai important lucru este să-i placă copilului să facă fotbal. Că prin muncă pot ajunge acolo unde își doresc. Da, într-adevăr, sunt copii mai talentați și copii care au nevoie de mai multă muncă, dar exact cum am spus, important este să-și dorească. Pot fi copii talentați care nu vor să facă fotbal și degeaba îi forțăm noi sau părinții, pentru că, exact cum am spus, la un anumit sau când ajung să ia decizii singuri, vor pune stop. Dacă n-ai fi fost fotbalist, ce ai fi fost? Nu știu, nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată, pentru că mi-am dorit și am trăit pentru a ajunge fotbalist. Nu știu ce aș fi făcut, pentru că am neglijat, așa să spun, celelalte talente pe care le aveam. M-am axat doar pe fotbal. Mă bucur că mi-a ieșit, că nu știu ce aș fi făcut dacă n-aș fi ajuns fotbalist. Deci n-ai avut o altă pasiune, eu știu, IT-ist, pilot de curse sau ce ai mai visat? Nu, niciodată n-am, nu mi-am descoperit așa un alt talent. Îmi plăcea într-adevăr să desenez când eram mic și desenam foarte bine, dar
era doar așa de o activitate pe care o făceam atunci când voiam să mă relaxez. În rest, alte hobby-uri așa sau alte talente ascunse nu am avut. De ce ai ales să rămâi în România și poate nu în străinătate? Știu că la un moment dat mi-am făcut documentarea înainte să stăm de vorbă. Ai ales chiar să închei un contract în străinătate ca să te reîntorci în România. Da, am jucat în Elveția 2 ani de zile, am jucat și în Grecia. Într-adevăr, am fost așa, nu știu, mai atașat de România decât de celelalte țări unde am activat ca fotbalist, cu toate că în Elveția a fost o perioadă destul de frumoasă, dar poate liniștea prea mare pe care am avut-o în Elveția m-a făcut să vreau să mă întorc în România. Eu fiind născut, crescut în București, ajungând în Elveția într-un orășel destul de mic, dar foarte frumos și foarte liniștit, după 2 ani de zile mi-era dor de agitația asta din București și am decis, da, într-adevăr, să plec de acolo. M-am dus în Grecia. În Grecia a fost o perioadă de 6 luni în care am jucat, a fost totul bine și frumos, doar că nu era mediul pe care mi-l doream eu. Uh-huh. Și atunci am decis să mă întorc în România. Aveam și o vârstă, că eu am plecat destul de târziu în străinătate să joc. Am plecat la 28 de ani. Și m-am întors undeva la 31. Ai regretat această decizie că ai revenit? Nu, n-am regretat niciodată deciziile pe care le-am luat. Consider că așa a fost să fie. Din punctul meu de vedere, exact cum am zis, în viață fiecare are un drum de urmat. Nu știm ce ar fi fost dacă aș fi luat altă decizie. Poate ar fi fost mai bine, dar poate ar fi fost mai rău. Și atunci mă împac cu deciziile pe care le-am luat. Asta e cel mai liniștitor. E totuși înfricoșător pentru un fotbalist să știe că îi se încheie cariera undeva pe la 35 de ani, 36, nu știu, pe la cât? Cam se încheie? Depinde, nu este... Nu e o regulă. O regulă, da. Sunt jucători care joacă până la vârsta de 39-40 de ani și avem și astăzi exemple. Și sunt jucători care și încheie cariera la 30 de ani, poate chiar mai devreme. Depinde de fiecare jucător în parte, de organismul pe care îl are, de stilul de viață pe care îl are. Sunt mulți factori care decid acest lucru. Accidentările sunt foarte importante în cariera unui fotbalist. Dacă suferi din cauza accidentărilor și ai foarte multe accidentări într-un timp scurt, e greu să mai revii, pentru că e foarte lungă perioada de refacere după o accidentare. Cu cât sunt mai dure sau mai rele accidentările, cu atât ai nevoie de o pauză mult mai mare. Și sunt jucători care au stat și un an de zile pe bar pentru a reveni la forma pe care o aveau înainte. Poate unii s-au lăsat din pricina accidentelor. De asta zic, sunt foarte mulți factori, dar nu este o regulă că trebuie să ți închei cariera la 35 sau la 28. Deci nu e o regulă nici scrisă, nici nescrisă. Nici. Există un fotbalist pe care îl admiri tu, actual? Nu prea am avut idole așa. Admir jucătorii sau fotbaliștii care joacă până mai târziu, pentru că consider că au avut grijă de cariera lor, că au fost echilibrați în ceea ce au făcut și nu degeaba au ajuns să joace până la vârste înaintate, așa să spun, de 38-40 de ani. Ovidiu, să știi că mai există cineva în platou care te admiră foarte mult. De altfel, așa și a fost contextul să ne cunoaștem și noi. Da. E un mic fotbalist în devenire aici, care a intrat ca fotbalist și care ne spune bună seara! Bună seara! Salut, Richard! Nu... Ia să luăm noi ăla, uite, dacă ridică-te și dăm tu ăla microfonul, ia-l de pe masă, bravo, și vino aici ca să ne povestești tu nouă. Iată așa! Cum este să faci fotbal? Bine! Îți place? Da. Ai vreo întrebare pentru Ovidiu? Zi. Că îmi place mult că
a venit aici, îl invit cu bucurie, cu iubire. Deci atât. M-ai invit, nu? La emisiune. Păi cine credeai că e producătorul, impresarul aici? Trebuie aprobarea lui. Dar eu vreau să-l întreb pe Richard. Ce-s cu tatuajele alea pe mână? A? Așa e că fotbaliștii n-au voie să aibă tatuaje? Eu sunt mai indulgent din punctul ăsta de vedere. Poți să ai tatuaje, dar după ce ajungi să joci la un nivel foarte ridicat. Acum trebuie să fii concentrat pe ce ai de făcut la antrenamente. Ai auzit? Uh-huh. Ți-am zis și eu, dar nu m-a ascultat. Ți-am zis și eu fix același lucru. Eu deci... n-am tatuaje. Eu nu am niciun tatuaj. Dar bine, îmi plac. Nu zic nu, dar că eu nu am avut această stare. Și să știi că ai fost inspirat să abordezi acest subiect pentru că aveam această discuție. Nu mi-au sărit în... Deci da. Regulile sunt stricte și clare atunci când un copil vrea să învețe fotbal, în sensul în care trebuie să aibă o anumită conduită. Și am observat încă ceva. Și apropo, vreau să menționez, nu lași copiii să vorbească urât acolo, le atrage atenția mereu. Da, din punctul meu de vedere, respectul... Eu două jurături, dar nu vreau să le zic. Mi le spui după, da? Nici după, trebuie să le uiți. Deci există... Nu vi le zic, dar nu în platou. Așa, foarte așa. Bine. Că vreau să vă zic care e, okay, dar hai nu aici. Bine, da. Hai să vedem ce din ne zice. Din punctul meu de vedere, este foarte important respectul pe care îl au vis-a-vis de colegilor, pentru că fiind un mediu, din punctul ăsta de vedere, ok, în care ei se respectă și înțeleg exact... disciplina pe care noi vrem să o impunem în cadrul unui colectiv. În felul ăsta ei au mult de câștigat și pot crește mult mai repede în ceea ce vrem noi să le oferim. De asta zic că respectul vis-a-vis de colegi este foarte important și nu numai de colegi, pentru că am văzut că în fotbalul mare se promovează fair play-ul. Da. Este foarte important și vis-a-vis de adversar să fie acest fair play. Trebuie să câștigăm jocurile sau meciurile pe teren, doar prin ceea ce facem în teren, nu prin alte mijloace. Corect, foarte frumos spus și mi se pare și normal. Deci ai auzit, mâncăm sănătos, fără tatuaje, te-am dormim... Te-am văzut pe telefon. I-am da? Arătat la câteva... Fotbal. Nu știa cine, da? A zis cine e Ovidiu Herea și am zis, hai da? Să căutăm împreună când am făcut documentarea. Da, foarte mulți copii care vin. Și mai am văzut un vine. Fotbalist. Ia zi, pe cine? Îl cheamă Alex. Alex? Alexandru, cam așa. Da? Cred că știu. Sunt mulți Alexandru. Nu mai știu dacă îl cheamă Alexandru sau... Rămâne o enigmă. Mi l-a râs pe telefon, da? Da. Mi l-a râs pe telefon. Da, nu, am foarte mulți copii și care... Și el mă cunoaște, eu nu-l cunosc. Care nu m-au abia prins, acum... da, când jucam eu și automat își întreabă părinții sau caută pe internet și vin, îmi arată diverse filmulețe pe care le găsesc pe internet sau pe YouTube și sunt foarte încântați așa da, să da. Vadă ce goluri am dat sau pe unde am jucat. Da, devin un model pentru ei și vin și cu mai mare drag. Asta m-am obsesizat și eu când i-am arătat câteva filmulețe, ai zis, gata, acolo merge. Îți mulțumesc tare mult, Ovidiu, mulțumesc pentru prezență pentru și te mai așteptăm și altă cu dată. Siguranță. Mai am voie să-l invit pe Ovidiu? De 170 de ori. Și okay. Zic data viitoare să venim și cu ceilalți colegi ai tăi. Nu chiar, până la sfârșitul lumii. Da? La sfârșitul lumii cu mulțumesc, ceilalți colegi. Richard, deci rămâne mulțumesc. O promisiune, da? Vii data viitoare însoțit. Venim însoțiți cu ceilalți pitici din academie. Da, să facem poți aici să galerie. Da, aduce echipamentul de fotbal. Promit să se că vadă. Data viitoare vine în echipament. Și voi la fel. Ca să te vadă oamenii. Așa o să fac. Așa facem. Mulțumesc tare mult pentru video. Și o să-mi aduc și eu echipament. Așa super. Facem. Ți-aduc și tu. Acum trebuie să ne luăm la revedere că intră pauza de publicitate peste noi. Mulțumim tare mult, dragii mei. Sunt Alina Ilioi. Vă dau întâlnire și mâine seara începând cu ora 18. V-ați uitat la Alături de Tine. O seară frumoasă vă doresc. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliar.